Și alții sunt în vacanță, că înainte de a începe pregătirile pentru Insula Iubirii, știi că Radu Vulcan se duce acolo cu totul, dispare, nu știu cât stau ei plecați acolo, dar stă foarte mult. Thailanda undeva, nu? Da, dar până atunci se bucură și el de vacanță, de câteva plimbări, alături de, de fiul lui Alexandru. Haideți să vedem și noi. Radu Vulcan le promite o vară fierbinte fanilor emisiunii Insula Iubirii. Al patrulea sezon al reality show-ului va debuta în curând la Antena 1. Când începe Insula? Aoleu, toată lumea mă întreabă și eu mă întreb. Abia aștept. Cu siguranță o să înceapă în vara asta. Asta pentru toți care așteaptă cu nerăbdare. Chiar începe în curând vara asta și o să fie foarte frumos. Când te vezi cu oamenii pe stradă, cam asta e prima lor întrebare, nu? Adică au început să te identifice din ce în ce mai mult cu Insula. Două întrebări sunt. Una, mă ieși pe mine în Thailanda sau când începe Insula, știi? Ce face Radu Vulcan înainte și după Insula Iubirii? Înainte de Insula Iubirii mă pregătesc așa puțin, pentru că emisiunea, să știți că este foarte grea. Este greu de filmat și ce se vede la televizor, hai să spunem, partea frumoasă a lucrurilor, dar dincolo de asta este o pregătire asiduă, nu numai din partea mea, din partea întregii echipe, pentru că e echipă formată din foarte mulți oameni. După ce vin acasă, după ce strâng emisiunea, recunosc că îmi trebuie un timp de recuperare, așa. Apoi distanța față de familie, toată perioada asta departe de familie e un pic apăsătoare, aș putea să spun. Când nu filmează în Thailanda, Radu se bucură de familie și de compania micuțului Alexandru. Avem timp și pentru copil, pentru familie, pentru noi toți, noi trei. Petrecem foarte mult timp cu el în măsura în care putem și asta este un lucru foarte important. Unde plecați în vacanță? Undeva aproape, probabil Grecia. Da. Și anul trecut ați fost tot în Grecia. Ca să nu zburăm foarte mult cu cel mic, prefer să plecăm undeva aproape. Băi, Grecia, mi-am imaginat acum.